Ce n-au venit? Ceilalți colegi ai mea. Nu se mai câmba de domnul. Nu e aici domnul Pina. Domnul Pina. Domnul Pedelcea. Pe cine dracu să scuze, n-ai vrea să mă bazeze, că pe noi care vrem să facem. Mamă, dacă nu veneam nici eu, eram gata. M-am văzut că nu veni. Au crezut că nu vin, au pus, i-am făcut ca la funcționarii să le cerem. Au crezut că ne certăm, ne scoatem. Asta înseamnă unitate. Ne înregistrezi deja? Încă nu. Dă-i drumul! Să vezi ce repede să ne arăt. Declarăm ședința deschisă. Supunem la vot ordinea de zi. Așa. Punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Absenții, lista de absenți? Toți ceilalți în afara noastră. Da? Deci, poate să ne filmați, da? Au luat seara opoziția, au crezut că la noi nu e unitate și o să lipsească unul și nu ne trece proiectul să ne facem de râs pe mâna noastră, da? S-au făcut ei. Deci, toți 13, da, avem 13 absenți, 4 de la Pro-România, 6 de la PSD, 3 de la PNP. Mulțumim celor prezenți și acesta este un exercițiu important să arătăm că totuși când de unitate putem să facem treaba. Trecem la proiectul de hotărâre privind modificarea acordului de parteneriat pentru dezvoltarea de proiecte comune de transport și mobilitate în județele Caraș-Severin și Timiș, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin numărul 211 din 2017-11 2020, modificările și completările de ultimare. Se adoptă cu votul majorității absolute. Cine este pentru? 17 voturi. Împotrivă, absenți, abțineri, ceilalți. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea acordului de asociere încheiat în vederea achiziționării comună serviciilor de realizare a studiului de prefezabilitate după caz și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, reabilitare, modernizare, infrastructură feroviară Reșița-Nop, Timișoara-Nop, cu extensie Voiteni, Stanova, Moravița și Frontiera, între municipiul Reșița, municipiul Timișoara, județul Caraș-Severin și județul Timiș, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin numărul 64 din 25-2021. Se adoptă cu votul majorității absolute. Cine este pentru? Mulțumesc frumos! Ședința este închisă și vă mulțumesc frumos pentru unitate. Am mai făcut un pas, am depășit lucrul acesta de la opoziție. Mulțumesc! Bun. Întrebări? A trecut proiectul? Au venit toți colegii? A trecut. Deci până la urmă tot pe liberalii noștri și mă bucur. Mă bucur că am pierdut doar 4 zile. Da? Deci pot să spun că astea 4 zile nu sunt pierdute.
stăm bine, mergem cu proiectul înainte. Evident, nu înseamnă că o să-l 100% îl facem, dar am mai făcut încă un pas și ce este mai important este că avem unitate, indiferent de ce circulă prin presă, ce zvonuri suntem. Noi suntem, am fost aleși de popor să facem ceea ce trebuie. Chiar dacă mai avem anumite nelămuriri între noi, suntem uniți și am votat astăzi cu 17 voturi. Pare rău dacă opoziția s-ar fi așteptat să nu vină unul sau doi dintre noi. Iată că n-a fost așa. E un proiect important pentru județ. Dar pe colegii din opoziție n-ar trebui să-i convingeți că e important? Nu, eu cred că colegii din opoziție au ales să nu se prezinte pentru că e mai simplu așa decât să nu votezi în varianta în care deja am pierdut timp cu votarea acestui proiect important pentru județ. Și mai mult de atât, avem cel puțin o hârtie scrisă. Sigur că de la scris până la făcut mai este, dar avem un angajament că guvernul, autoritățile, ministrul de resort va face tot posibilul ca să putem ajunge la acești bani în varianta în care aceste fonduri vor ajunge aici. Și vă mai spun un lucru important. De ce cred în acest proiect? Și de ce cred că îl vom putea finanța dacă există bani? Important este să-ți faci proiectele, a face astfel de lucrare de infrastructură mare în 5 ani și jumătate este greu și cine nu începe ieri n-are nicio șansă. Alt raționament care mă face să cred foarte mult în acest proiect, care, repet, nu costă nimic pentru bugetul județean. Cetățenii nu vor putea decât să beneficieze de aceste sume. Este că, așa cum am citit în presă, alocându-se 8 miliarde din PNRR pentru infrastructura de autostrăzi și căi ferate, vă spun un lucru simplu. Eu, sincer, eu astăzi nu cred că România, la resursele umane, la timpii care trebuie, la mersul greoi al documentelor, eu nu cred că România astăzi poate să construiască mai mult de 150 de kilometri de autostradă pe an. Este exclus. Vorbesc de mobilizări, utilaje, avize, personal calificat, oameni. 150 de miliarde, să punem un preț, eu știu, de 6 milioane pe kilometru, da? Pentru că nu avem foarte mulți kilometri în țara noastră, unde autostrăzile merg relativ pe locuri drepte. 6 milioane ori 150 înseamnă 900 de mii. 900 de mii ori 4, ori 5, să zicem. Sunt sub 5 miliarde. Deci și dacă ne apucăm de azi toți, nu o să putem cheltui acești bani. Dacă îi mutăm pe infrastructura feroviară, este și mai greu. Acolo proiectele sunt și mai greu de făcut. Dacă la autostrăzi am avut experiență la documentații, că s-au tot făcut, există echipe de ingineri, la autostrăzi, la linii ferate, noi și e mai greu. CFR-ul este merge greu, se mișcă greu și 3 miliarde sau 4 miliarde care rămân să le cheltui pe infrastructură până în 2026 să fie gata, e iarăși un vis frumos. Și de aceea vă spun, dacă noi vom reuși prin unanimitatea, cel puțin a unei echipe, mie îmi pare rău că nu suntem toți focusați pe proiectele județului, că restul să le lăsăm. Dacă noi ne facem temele și ne mișcăm repede, noi vom produce un SF-ul și un proiect tehnic și noi vom putea accesa acești bani în momentul în care, dacă aceste sume vor fi alocate, nu vor exista proiecte suficiente și le vom putea lua pentru că nu o să aibă cui să le dea. Este un raționament care l-am văzut la
Bihor, l-am văzut la Oradea, l-am văzut la Cluj, oamenii care știu cum merge treaba, tac și fac. Haideți să fim și noi și astăzi am depășit un pas. Domnule președinte, care sunt motivele pentru care s-a schimbat fundamental acest proiect? Nu știți? De ce s-a... Dumneavoastră ați vorbit despre o linie ferată complet nouă, gări noi și așa mai departe. Acum înțeleg că este vorba de reabilitarea actualei căi ferate Reșița Timișoara. Nu, noi totdeauna am vorbit de același lucru. Acum amănunte exact, nu știm până nu iasă studiul de fezabilitate. Gândiți-vă că asta, pentru asta încercăm acum să aflăm ce avem, ce e de făcut. Ce știm clar este că această linie existentă, asta sau alta, trebuie înlocuită sau reparată cu o linie care să poată să suporte viteze mari, să-i se facă alte raze de curbură, și în așa fel încât garnituri de tren performante să poată să facă drumul Timișoara-Reșița cu 3 opriri într-o oră, o oră și 10 minute. Pentru că dacă noi facem, ajungem la această performanță, să venim de la Timișoara la Reșița, făcând o oprire la Gătaia, că este nod, poate la Voiteni, după aceea una la Bocșa, și să venim într-o oră și un sfert. Gândiți-vă că este altceva la ce să vii cu mașina într-o oră jumate. Și gândiți-vă ce înseamnă când se va deschide, se va face Aqualand-ul, se va face mall-ul aici și oamenii vor avea de ales de la Bocșa sau de la Gătaia să se urce în tren să vină în 30-35 de minute aici. Forța de muncă din Bocșa. Bocșa este un oraș care a avut o istorie și totuși este... Bocșa va fi ca și o stație de tramvai. Deci oamenii vor putea să ajungă foarte repede, în 15 minute, în 20 de minute aici. Deci de asta eu v-am spus despre linia ferată nouă, Reșița, Timișoara și eventual o conectare la aeroport. Acum o modelăm, o modernizăm, o înlocuim, o să ne spună studiul de impact, studiul de fezabilitate. Nu știm. Noi n-am avut o valoare estimată a proiectului. Noi am avut niște... Am bugetat 4 milioane de euro. Am bugetat să fie... Oricum nu o să cheltuim decât ceea ce apare. S-ar putea să nu fie nevoie de atâta. Astea doar studiile de fezabilitate ne spun. Vă dați seama că nu știm, nu pot să vă spun eu cât costă. Vedem. Circa 300 de milioane de euro, în condițiile în care se realizează în paralel cu actuala linie o cale ferată nouă, de la zero. Probabil că asta... Dacă acum se pune problema reabilitării actualei căi ferate, mă gândesc că și valoarea proiectului. Deci cu siguranță ce trebuie făcut pentru a realiza această conexiune rapidă va reieși din studiul de fezabilitate, da? Cu siguranță partea de linie existentă, pe de o parte poate va fi renovată, pe de o parte o să-i se schimbe, eu știu, traseul sau va fi o altă linie, va fi cu siguranță tot pe lângă traseul celei vechi. Și costul acestui proiect este dat de soluția tehnică care va fi îmbrățișată de specialiști. Nu știu și cu siguranță dacă ea în varianta asta costă 200 și în cealaltă 300, noi nu o să ne uităm, noi o să facem cea mai bună fezabilă soluție pentru județ. Nu știu. Am spus, am estimat și noi, n-am mers pe calcule, n-am avut niciun calcul. Am luat grosomodo, dacă un kilometru de linie ferată costă în anumite conjuncturi atâta, probabil că înmulțind cu 100 sau cu 110 sau cu 107, nici nu știm exact câți, depinde. Și atunci a ieșit, haideți, astea nu sunt în momentul de față, nu asta este tema. Important este să facem ceea ce azi am făcut, să depășim momentul și să începem la lucru, la documente. Și de acolo reiasă tot. Ați vrut să faceți ceva, dar n-ați știut despre ce este vorba. Ba, am știut foarte bine. Am știut foarte bine despre ce trebuie să... Dar spuneți-mi aici, că n-ați știut că va fi
Domnul Nafiro, vrem să ajungem cu trenul într-o oră și 10 minute de la... Gata, asta a luat-o. Restul de aici, ce înseamnă? Ce... Și eventual, poate știm culoarea trenurilor. O să știm că o să le facem roșu cu negru. Altceva nu știm nimic decât după ce vom face... Poftim? Azi că avem timp. Până e gata, trenul poate ajunge și în divizia. Mai știți? Hai, altceva. Am plecat și pe direcția soluției tehnice pentru semenic. Vrem să reabilităm, să facem, să reabilităm drumul, dorim să montăm instalația care a fost aprobată. Știți că se fac, deja au început lucrările la eliberarea locului. Și urmează problema cea mai grea, găsirea finanțării. Asta, deci intenția este aceeași de a merge înainte și de a dezvolta această zonă. Unde suntem foarte avansați cu, acolo ne trebuie doar bani. În rest nu mai avem nevoie de nimic. Bani, licitații, caie de sarcini, studiu, proiect tehnic, execuție. Nu știu dacă a fost introdus pe care, nu știu. Drumul de la Rotoareța, drumul de la... Poftim? Cu milionul, am rezolvat problema clarificării cu proiectul tehnic, s-a făcut și cred că săptămâna viitoare scoatem la licitație. Sper să câștige cei care sunt în zonă ca să, așa ne-au promis că o să vină cu prețul cel mai mic, fiind acolo cu... Ați văzut lucrarea la... Ați văzut la, la, nu la Semenic, la Lungavița, asta cum îi spunem, da. Da, aia cu circul, cum îi spune. A ieșit frumos, ați văzut că, până la urmă, scandalul tot în favoarea cetățeanului. S-a făcut o lucrare bună. Vă spun sincer, am vrut să mă duc să particip și eu la recepție, dar când am văzut poze, am zis... Gata, arată bine să meargă doar specialiștii să vadă. Și cred că s-a făcut recepția, e totul în regulă. Domnul Doșin, poate că vi s-au pus întrebările, mă rog, am uitat puțin mai târziu, da. La Poiana Mărului. Ați fost ieri, am înțeles. Da, la Poiana Mărului am văzut că au apărut deja niște articole, că am blocat lacul ca să vină Dunca cu elicopterul. Eu ieri a fost duminică, da, tot o zi de odihnă. Sâmbătă am fost la Semenic cu strânsul de gunoaie pe acolo, dar nu să strâng gunoaie, mai mult să văd ce înseamnă, să văd unde vine, că se făceau și niște măsurători exact unde ajunge gondola. Vă spun care este. Deci acolo n-am pus niciun cuvânt, n-am vorbit cu nimeni acolo, datorită, acolo există o lege foarte clară care spune ce se poate întâmpla în zona de extindere, zona de protecție a lacului. Iar legiuitorul a spus foarte clar, nu se poate campa, nu se pot desfășura activități pe lac cu bărci, cu motor termic, etc., nu trebuie să fie gunoaie, datorită... Bun, nu s-a pus ani de zile această prevedere, nu a fost aplicată, că poate că și cei conducerea hidroelectrică au considerat că na, oamenii o să-și lase curate locurile acolo. Ei, nu s-a întâmplat, au fost câteva probleme, au fost câteva grupuri de tineri care au mers seara și au pus cortul pe o suprafață de teren, iar a doua zi dimineață când s-au trezit, lacul crescând, s-au trezit într-o insulă în mijlocul apelor. Au sunat la 112. Eu vă spun efectiv ca să știți de ce s-a ajuns la această situație. Au fost nenumărate reclamații față din partea cetățenilor de acolo care au reclamat faptul că seara se fac chefuri, se pune muzică și conducerea hidroelectrică a hotărât că este momentul să pună piciorul în prag și să, dacă nu se poate disciplina, să interzică accesul. Adică, de fapt... Mai voie să mai înălzat cu asta?
Deci în lacurile astea nu este voie să faci bani. Vrei să faci. Păi... scrie acolo, era o chestiune legată de faptul că poți să mergi cu motorul. Deci, astea sunt, legea este clară și o vedeți dacă măriți fotografia, o să vedeți că dă și legea e veche, de mulți ani. De la ce a fost înainte și să nu se mai întâmple nimic, totuși e un șoc prea mare. Și atunci am discutat cu domnul director Rădoi, Anășor Rădoi, cu domnul primar de la Zăvoi, cu domnul Dorel, și am organizat o întâlnire la fața locului. Asta este motivul pentru care ieri am fost acolo. Am organizat o întâlnire la fața locului și am încercat să căutăm un set de, să le zicem, reguli care ar putea să facă posibilă desfășurarea anumitor activități. Și acolo, dacă ați văzut, am postat aseară, exact vom face un protocol și, sigur, cetățenii pot să meargă pe malul lacului, poate să meargă să-și parcheze mașinile, nu pe covorul vegetal, ci până la barieră, poate să meargă 10, 20, 100, 500 de metri pe jos cu pătura, stau, își văd de treabă, se bucură de natură. Nu este voie să facă baie, dar nu o să vină nimeni să-i scoată acum, nu o să stea nimeni să-l urmărească pe neagogul cu o săriță și moaie picioarele acolo, pe răspunderea lui. Pe răspunderea lui. Acum nu poți să stai să-i păzești. Da. O impresie pe de o parte foarte, foarte frumoasă și am fost mișcat de dragostea unui grup de oameni care vor să pună în valoare acest loc, de inimozitatea acestor 200 de persoane au venit acolo și au făcut, credeți-mă, chiar au făcut foarte frumos, au pus în evidență, au scos dintre gunoaie morile, nu vorbim de morile pe care le știe toată lumea care au fost reabilitate, vorbim de morile care sunt în localitate. Am discutat, le-am asigurat sprijin. Nu e vorba de multe, e vorba să se facă câteva, să se schimbe niște șgheaburi de tablă, să se facă din lemn așa cum erau pe vremuri. Să găsim soluții, Nelu a și găsit soluția, că împreună cu el am fost, să găsim soluția pentru a face șindrilă din lemn de fac, pentru că nu mai există, din păcate, producători în România și atunci dacă o restaurăm, trebuie să o restaurăm exact așa cum a fost. Și să o introducem într-un circuit turistic. Pe de altă parte, primarul, am văzut că a înțeles foarte bine și are o pornire reală să schimbe acolo și schimbarea se poate face doar conștientizând populația că e mai bine să își arunce totuși gunoaiele să nu le arunce pe spatele curții pe râu. Chiar am uitat că am mai fost subiect, la cum poate să discutăm, scuzați, colegi, turnul ruinii. Da, ce acolo? Am înțeles că are o problemă cu Nu mai fac, nu mai comentez vis-a-vis de asta, sunt mâhnit că n-am reușit să depășim momentul și așteptăm ca instanța să ne clarifice și să ne împace sau să ne spună fiecăruia ce avem de făcut și gata, n-are rost. Un lucru care m-a mirat este că deși s-a specificat clar că dorința de, așa cum și, sau nu, la emisiunea dumneavoastră, domnul Popovici spunea că să lăsăm instanța, sigur, nu mă pot opune, știu rezultatul și într-o variantă și în alta. Și dacă pierd eu, și dacă pierde primăria, avem o mare problemă toți, și unii și alții. Deci, indiferent, aici nu există, e bine dacă câștigă unul. Dacă câștigă unul, e bine și rău pentru celălalt. Dacă câștigă celălalt, e bine pentru celălalt. E rău pentru toată lumea. Da? Dacă câștigă primăria, e rău pentru toată lumea. Ce m-a mirat faptul este că, de data asta, primăria de acolo nu a înțeles că trebuie să lăsăm justiția să-și facă treaba. Și n-am înțeles, dacă vrem să vedem odată rezultatul, de ce să o lungim? De ce să mai,
să mai amânăm, să mutăm, să strămutăm procesul. De ce? Adică ori vrem să o lungim, ori vrem să aflăm ce spune, mă înțelegeți? Astea sunt niște nepotriri pe care eu nu le înțeleg. Păi nu, primărie, domnul președinte, dar nu să vedeți, să lăsați... Ce să las? Să lăsați legea de spune cu vârtul acolo. Eu? Haideți. Ce presiune am făcut? De ce vorbiți? Cum să fie? Postările nu sunt presiuni. Postările sunt concluzii în care eu, în calitate de administrator, de președinte al Consiliului Județean, înțeleg că acolo se poate întâmpla o pagubă, poate avea loc o pagubă foarte mare. Gata, lumea nu înțelege ce presiune. Există o postare care vă acuză singur. Cu ce? În campania electorală am convenit cu acest candidat să renunțăm la proces. Păi cu ce mă acuz? Cu ce mă acuz asta? Dacă așa s-a stabilit că este mai bine? Dacă așa s-a stabilit de comun acord că asta este, adică am stat 5 oameni acolo și am spus, băi, e bine să terminăm cu circul. Ba se poate, domnul, se poate. Se poate, stați un pic, dacă eu mă cert cu dumneavoastră astăzi și mă dați în judecată și mâine ne împăcăm, păi mâine ne împăcăm, nu pot să merg sau nu puteți merge în instanță să spuneți, domnule, așa mergem, vrem să avem telescaunul și, păi cum, haideți, cum să nu se poată? Nu, mai gata. Domnule președinte, situația celor trei staționare, reabilitarea lor, în ce stadiu? S-a renunțat definitiv sau care este? Din prea data trecută. Așteptăm răspunsul de la minister să vedem dacă spitalul modular...